Dioșcheoapă era Ștefan Grigoriu când a pus mâna prima dată pe uneltele bunicului și de atunci dă viață lemnului fără să ostenească. Deci oplit lemn i-am prins și oplit de mic. Mă duceam cu oile și lucram la bieță, lucram la pătul, aveam alte preocupări și oile pășteau sânguri. Până au ajuns într-o zi acasă, pe la amiază. Eu când m-am trezit, am văzut că nu mai sunt oile, am avut și le căutat. Le-am căutat jumătate de zi și m-am dus acasă fără oi. Când am ajuns acasă, oile zbierau de foame. Și aduce aminte cu drag de învățăturile primite de la bunici, de la maestrul Neculae Popa, de uneltele moștenite de la străbuni și de migala cu care se făceau lucrurile odată. Bunicii amândoi, și de pe tată și de pe mamă, s-au ocupat cu lemnul, cu șoplitul lemnului. Fratele lui bunicul din Târpești, Nicolae Popa, a mai furașă de la el, din meserie. Am avut din familie. Teșgheaua asta e de la un străbunic rămas, care lucra pentru biserici. Are, de când o știe tata, e trecută oricum de 100 de ani. Era tata copil și are el, și tot așa arata vechi. Am și sculele toate care se lucrau la biserici, dar nu se mai folosesc acum, că toți umblăm să facem repede. Lucrează scaune meșteșugite cu înflorituri, crestează cozi de linguri de lemn, bâte, ciobănești și toege, însă cel mai des face tot creioanele din copilărie. Acele creioane cu fețe supărate atât de dragi turiștilor. Pentru că asta se vinde cel mai mult. Creioane fac din ramuri de ei, le dau gaură, bag un pic de mină în ele, îi las nas, îi fac cu ochi, gură, și-i fac mai supărați, dar în special ăștia supărați se vând mai tare în ultimul timp.